Bine v-am găsit, oameni buni, la un episod super, super special pe canalul meu. Da, ideea este următoarea, clipul ăsta este super special din două motive mari și late. Primul motiv este faptul că acest clip este al 1000-lea meu clip pe canal. Da, da, oameni buni, ăsta este al 1000-lea meu clip pe canal și vreau să mergeți în momentul ăsta să rupeți butonul de like, să vedem câte like-uri strângem pentru al 1000-lea meu clip. Sunt extrem de curios, oameni buni, deci asta chiar e o chestie super specială, e un milestone așa pentru mine, al 1000-lea clip. Și da, al doilea motiv super special este faptul că acest clip nu este unul normal de Fortnite, este Fortnite în VR. Da, e o chestie super specială, am reușit să fac zilele astea să funcționeze Fortnite în VR și o să ne jucăm Fortnite în VR. Vreau să vă spun de acum, este extrem și mega, mega greu Fortnite în VR, dar ce să facem, încercăm, știți că facem de fiecare dată chestii cât mai nebune, așa că oameni buni, vreau să vă spun că mi-am făcut și cont de TikTok, așa că o să postăm chestii cu... Da, știți voi, cu beatbox și chestii din alea care vă plac vouă. Așa că mergeți, dați-mi follow pe TikTok, acolo las Zăsami și bară jos Zăsami underline, o să mă găsiți, o să las și pe ecran undeva aici, bum, șacalaca. Și hai să intrăm în episod și nu uitați să băgați codul Zăsami în item shop dacă doriți să mă susțineți și nu uitați de butonașul ăla de like pentru al 1000-lea clip să vedem câte like-uri strângem la acest clip. Așa că let's go și hai să intrăm în episod și ia uite-te cum stă viarul ăsta aici, să-l punem, hop, cum pică din mână, let's go! Băieți, nu sunteți pregătiți pentru așa ceva, pentru clipul ăsta nebun de Fortnite în VR, așa că hai să-i dăm aici solo. Mamă, bă, uite, voi vedeți cum, de fapt, ia stai, bă, vreau să intru puțin în creative, să văd eu care-i treaba și cum se construiește, adică, ai de cap, uite, acum mă uit la picioare, acum mă uit la, la nume, e o totală nebunie și, de fapt, oricum vedeți unde mă uit, asta e chestia, vedeți acolo sus, chestia aia neagră pe care voi vedeți, ăla e senzorul. Din chestia aia de acolo la care mă uit în momentul ăsta, ăla e senzorul. Mamă, dar n-am cum să-l fac să mă văd puțin mai departe, frate. Efectiv e holy shit. Mamă, mă doare capul deja, sincer. Ai de mine, ai de mine cu... Ai de capul meu, băieți. Nu aveți idee, deci eu ca să mă uit pe hartă trebuie să mă uit așa. Dreapta sus, HP, iteme. Mamă! Mamă! Bă, sincer... Bă, nu mai pot să construiesc. Ah. Bă, e ok, gen, de construit știu încă să construiesc. Da, holy shit! Ai de capul meu, deci eu dacă o să fac două kill-uri, o să fiu torpilă. Nici nu văd cu cine sunt în joc, dar nici măcar nu știu unde mă duc, sincer. Hai să mă duc în partea aia acolo. Goody, goody! Let's go! Primul meci de Fortnite în VR. E ceva extrem de special. Și haide, frate, să vedem care e șmecheria pe aici. Mai am playeri? Nu știu dacă mai am playeri. Oh, da, am un player. Am un player și eu n-am luptat în viața mea aici. În viața mea n-am luptat pe aici. Dar e tare că lucrează doar cu un senzor. Deci aici s-a dus. Eu să mă duc în casa asta, că o să am 2-3 case lipite. Sper că n-am căștile invers. Good. Holy shit, băieți. Holy shit, Erinio! Ala cred că e undeva sus, de ce la chesturi? Holy shit, cât e de greu să tragi! Deci mă simt nu Bibi.
Nici nu înțeleg câte materiale am, sincer. Deci dacă știe dacă l-am bătut din VR și era și tryharder, săracul cred că moare, frate, dacă știe că l-am bătut din VR. Deci eu nu văd, frate, câte gloanțe am acolo. Deci fără mișto dacă eu înțeleg ceva, băieți. Bă. Hai, asta o am sărit deja. Shit. Unde mergem? Mergem în Weeping Wood. Hai. What? What? E că l-am mutat din corcoduș. Good. Good. Bine, Zosami, bine. Tu uite-l pe Zosami, ce face el în VR? Doamne, ce faceți de Sami în VR, băieți? Uite-mă de aici. O juca pe VR, dar măcar mai trag și așa o leac. Doar așa o leac. Bine! Bine, domnule Samuel! Brădanu! Doamne, cât de ciudat se vede, fratele meu! Să nu mai zic cu sniperurile, cred că nu o să reușesc să prind niciun hit de sniper. Adică nici nu știu de ce l-am luat, sincer. Băi, nu m-a întrebat cum l-am bătut pe ăsta, sincer. N-am nici o idee, pentru că eu nu l-am văzut deloc. Deci efectiv deloc. Deci deloc nu l-am văzut. Bă, sincer, chiar a început să mă doară capul de la chestia asta, gen cum se mișcă așa totul. Deci pe bune, nu glumesc. No joking. N-aia.
Holy, holy, holy. Băieți și fete, e extrem de greu să joci pe VR în Fortnite. Și vă spun sincer, chiar e extrem de greu. Așa că, sincer, sincer, e o experiență mega, mega, mega șmecheră. Și cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Ar trebui să-mi dau și asta într-o parte. Da, băieți, chiar, deci pe bune, chiar efectiv mă doare capul. Chiar mă doare capul în momentul ăsta. Da, mamă, uitați-vă cum am astea pe aici. Da, băieți, cam asta este pentru episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut, sincer. Ideea este că gen, începe după un timp să doară capul și ochii, pentru că totul se mișcă așa, gen, super rapid. Și gen, da, Fortnite-ul nu e un joc făcut pentru VR, dar e foarte șmecheră experiența și toate chestiile astea. Da, chiar puteți să încercați chestia asta, e mega, mega, mega șmecher să joci Fortnite în VR, dar după cum am spus, te doare capul după un timp și oameni buni, cam asta a fost episodul, nu uitați, dacă doriți să mă susțineți, să mergeți aici frumos, să băgați codul ZASAMI, bum, și acolo, uite exact așa cum arată acolo, și oameni buni, noi ne vedem altă dată, eu am fost ZASAMI și v-am pupat, pa, pa!